Dar după ce ai ales, de pildă, concluzia generală e că avem toți dușmani, peste tot sunt dușmani, invidie, gelozie, nu știu ce, asta e o realitate îngrozitoare. În ce măsură o fi, în ce proporție o fi, în toate colectivele și toate domeniile. Pentru psiholog însă nu e așa. Aici psihologul trebuie să meargă pe latura asta. Prin ceea ce o să faci tu, o să te asimileze acolo. O să vadă că ești băiat bun, că lucrezi, că faci aia și aia alta. Deci trebuie să-i dăm o șansă de adaptare. Marea noastră înțelepciune asta cu dușmanii, cu mafia, cu, cum să spun, cu persecuția asta mondială, securisme, nu știu ce, e mai mult o informație așa contra plictiselii pentru noi. Noi nu umblăm cu cia și cu... Ce dacă știi tu de cia? De ce s-o folosește cia? Mai bine ocupă-te de schizofrenul ăsta să ai de ce mânca. Deci noi nu avem o scuză că ne informăm în general. Informația mondială e colosală. Nici nu putem să o cuprindem. Toate aspectele astea ne depășesc. Noi nu suntem în cursa nici de putere, nici de nu. Nu candidăm eurocandidat. Ar fi foarte bine să avem și noi aici eurocandidat, nu știu ce. Dar nu cred. Nu cred că la nivelul ăsta să mișcă lumea. Noi suntem niște oameni modești și foarte săraci. Asta suntem, atât putem. Pe când lumea are alte straturi și alte asocieri și așa. Dacă eu vorbesc de schizofrenie, nu știu ce, pe ăștia săraci sunt la nivele încă și mai joase decât noi. Deci noi trebuie să ne dăm seama, cum ziceam altădată, în subsolul în care suntem și să putem face ceva în acest subsol. Prin urmare, formula este atitudinale. Am lucrat într-un domeniu, într-o clinică, într-o... pun mai departe diagnostic, știu aia și aia alta, însă se pune problema toate astea cu ce caracter îl faci. Aici este clar. Pentru că dacă nu ai acest caracter, atunci tot ce se leagă de valori, o să intre aici și o să auzi. Păi pe ăsta nu-l ține nimeni, domnule. A avut vreo 6 neveste, că nu-l ține. Dar ce, domnule, ce are ăsta? Nu e sexy?
un medic e intersex. Deci nu e o treabă de sex. Dar are 6 copii în 3 căsnicii. Foarte bine. Îi întreține, se dezvoltă, ea face ceva? Sau nu-i pasă? Lui nu-i pasă. Nu-i pasă pentru că el e zdranga. Zdranga cine știe pe unul. Deci vedeți problema de caracter? A, păi el e băiat foarte bun, aduce banii, nu știu ce, pe formulele astea populare. Însă să nu-i zici de treaba aia, că te povești. Da? Deci, opa, medico-legal. Păi, dar de ce-l suporți tu? Păi îl suport că, uite, ăștia mici. Deci pentru aia mici tu trebuie să suport. Asta e. Trebuie să vă spun aici că sunt o mulțime de trucuri ale fiecărei profesii, bineînțeles și a psihologiei și astea, prin care în mod fin putem distinge caracterul bun de cel rău. Fiți atenți că în perversitatea asta actuală, răul se dă bun. De pildă, cum scapi tu de unul care vrei să scapi? Crezi că o să scapi? Să nu te mai văd pe aici, să... Nu. Nu, domnule. Uite, să discutăm omenește așa. Eu îți vreau bine. Ai înțeles? Eu îți vreau bine. De fapt, el îi vrea rău. Nu cred că îți folosești. Și nici nu vreau să-ți iau bani. E altă calitate. De fapt, vrea să ia bani. Și dacă știți să descojiți toate trucurile astea, o să vezi că absența sau prezența caracterului, până la urmă, spui să ai, până la urmă, fapta contează. Nu, ce vorbim și ce aia și ce aia, în fapt, contează. Eu am văzut că cu consilierea lui și cu asta îmi merge bine. Deci este un om de bine. Deși e amestecat sau lucrurile confuze, nu știu cum să aleg. Oricum, prin stratul ăsta, deci de la identitate, la aptitudini, la temperament și în fine la caracter, observați că urcăm patru trepte și că treapta asta de caracter e cea mai mascată. Pentru că e simplu să văd că n-ai aptitudini. Pur și simplu nu știi să scrii. N-am ce să fac prea mare demonstrație. S-a ajuns așa de departe încât și scrisul. Uite, îl avem pe domnul la Cerin, sau cum îl cheamă? Sorin Cerin. Sorin Cerin. Cred că noi toți la un loc n-am scris niciunul pe 10 din cât a scris el și scrie continuu și publică continuu și valoarea o să o vadă eternitatea, că voi vă, că nu aveți nicio curiozitate să vă dați banii pe Cerin, deocamdată. Deci vedeți realitatea unde ne găsim? Se pune problema. Are sau nu valoare, domne, că a publicat 30 de cărți. Nu? Deci nu mai este asta în care aptitudinea. Nu știe să scrie, e simplu. Nu știe să scrie. Dar știe cu mult mai bine decât tine să scrie și să compună cărți și să facă aia și aia și aia. Dar
se pune problema mai departe dacă are sau nu valoare chestiunea asta care o face. Vă dați seama că treburile astea de valoare sunt și principala mea obligație la doctoranda asta. De tot vin, am scris 200, am scris nu știu cât. Ai scris, dar să vedem treaba asta are cât de cât greuntele necesar ca să spunem, are într-adevăr valoare. Este chestiunea de caracter. Orientarea principală acum, populară, vulgară, națională, etc., etc., este de dreapta sau de stânga, în care suntem clasați automat. Și au tot felul de dușman care spune Romila e PNCCD. M-ai scos și pe mine. Nu că vreau sau nu vreau, dar de unde mă scoți? PNCCD. Așa că cine știe ce e fiecare din voi. În realitate poate să fie, adică să ai de orientare caracterială, o simpatie oarecare. Dar așa ca să le excluzi pentru o definire, că e de stânga, că e de dreapta, mi se pare abuziv. E sigur că noi, în principiu, în consultațiile obișnuite și astea, nu prea ne interesează aspectul ăsta. Însă, dacă dumneavoastră o să mai reflectați la treburile astea, o să vedeți că și asta are o bază psihologică. Și dreapta stângă are o bază psihologică. De ce spun asta? Pentru că am văzut oameni care veneau la mine și spuneau, nu știi, eu sunt de dreapta. Și eu îl întrebam, bun, dar ce faci dumneata cu dreapta asta? Păi ce să mai fac, doamne, că sunt bătrân, am ieșit din pușcărie, nu știu ce. Păi atunci dreapta ta e moartă. Trebuie să ai o dreaptă vie, dacă ai fă dracul, lacul, fă... Dacă nu faci, nu ești, domnul. La fel cu stânga. Că sunt stânga, că sunt cu ăla. De ce faci dumneavoastră pentru stânga asta? Ia să te văd. Te ocup de copiii străzii să te duci la tunel de seară. Să le faci baie la aia, la tunel. Păi, atunci lasă-te de aspectele astea, că eu sunt de stânga, că eu sunt de dreapta, că eu sunt de nu știu ce. Intră însă tot în treapta asta care vă spun, al selecției valorii. O să auziți, mai ales ăștia din cultură, pe la televizor, și asta spunem, cultura la pământ, nu mai sunt valori, s-au răsumnat, sau... Chiar așa o fi? Nu se poate. Nu se poate, nu funcționăm așa. Nu funcționăm așa. E chiar mai... Nu știu cine mi-a... A, tu, Paula, parcă mi-ai trimis cu filmulețele alea. Le-ați primit, nu? Cu câinele japonez și cu... Le-ați primit? Da. Ați văzut totuși că se pot face filme. La noi, acum, ne plângem că nu-i aia, nu-i aia, nu-i aia. Uite, ăștia au putut să facă niște lucruri de circulație europeană. Uitați-vă câtă complexitate. Eu am rămas răzut. Nici nu știu cine sunt oamenii ăștia care au reușit. Doar pe ăla care a făcut scenariul la... Moment, că spun eu imediat. Răzvan Rădulescu și poziția copilului.
El a făcut și aia cu Domnul Vasilescu, sau cum se chema, moartea Domnului. Lăzărescu, Lăzărescu. Tot ăla, da. Dacă o să vedeți ambele, o să vedeți că sunt asemănări pe schema. Pentru că așa îi place acestui scenar. Adică el e cât de cât obsedat de aspectele astea reale, de conflict, de psihopatie. Și a fost de multe ori la mine, nu ca bolnav, ci ca să mă întrebe că dacă ăla îi face așa și ăla îi face așa, eu de pildă la schema cu Lăzărescu, nu mi-a plăcut ce mi-a spus el. Eu nu i-am spus să fac așa. El a făcut după capul lui. Din filmul are totuși trecere și oarecare valoare. A fost și cu domnul Puiu și cu ăștia pe aici. Și în amfiteatrul ăsta au fost regizor să vadă cum se face psihoterapia și pizza și deci, alte categorii, vreau să spun, sunt interesate de noțiunea de caracter și mai ales de ceva care nu suntem noi prea bine interesați, anume de dinamism și de conflict. Pe noi nu ne interesează numai, să spunem, aceste patru trepte de descompunere, ci trebuie să precizăm ce relație între ele și cum se duce dintr-un altul. Asta e arta viitorului. Deci, pe de o parte, nu se ajunge la maturizare. Majoritatea tulburărilor sunt de imaturitate. Și se obține o pseudomaturizare. Uitați-vă după amiază, uitați-vă la, să zicem, la meciuri. O să vedeți că oamenii ăștia până în 30 de ani arată cu mult mai maturi decât noi. Foarte curios, dar sunt ei chiar maturi? Aici este problema. Adică jucători? Da, jucători. Arată foarte maturi. Un om de 30 de ani să arate așa? Răspunde. Pentru fotbalul lui sau pentru ce are? E tipul de răspundere. Eu vreau să vă spun însă că din punct de vedere caracter, vezi, motul și ăștia. Deci, aptitudini sunt super. E briliantul, e nu știu ce, bine din Franța, Italia, regele ăla, regele ăla, regele ăla. Dar din punct de vedere caracter, îți trecea ție pe gând că ăsta, vânzându-l pe ăsta în Turcia cu 1.700.000, ia el 1.000.000, cine? Gică Popescu. Voltean, temperamental, cu tare. Facem, trecem, academii, cu tare. Îți trecea pe cap așa ceva? Îți trecea pentru că ești Voltean? Da. O să-ți vină rândul. Chestiunea este, prin urmare, aspectul ăsta caracterial. Om serios, foarte drăguț, niște oameni reușiți, dacă te uiți așa, fizic. Fizic, fizic. Însă, din punctul de vedere al nostru, noi vorbim de treburile astea și consecințele lor. Axioma este că principala consecință a psihopaților e creează, generează, întreține nevroți. Aici este treaba. Asta e catastrofa. După ce nevroza se produce,
La nevastă, bineînțeles, prima e la nevastă. Păi da. Ăsta începe și spune, păi sigur, nu, n-are... Nu, așa a fost și maică sa, zice. Niște slab de Buzău de ăștia. Slab de Buzău? Cine? Că eu ți-am dat-o, nu, cum zice, socrișită. Ce fată ți-am dat eu? Cum era ea? Ce voință avea? Ce făcea? Nu? Acum, unde a ajuns cu tine? Ce, cu mine? El e bine pus la punct. Știți de ce? Pentru că psihopatul se simte uneori foarte bine în pielea lui. E futbolist. El e foarte bine. Am turneu, am treabă, am putere. E super ocupat. Ea să se lege la cap. Ea are păi amicii. Cine îți dai de grijă? Ea să ai de grijă. Nu? E mamă, nu? Nu e matriarcat istoric. Aici este treaba. Prin urmare, axioma asta, psihopatul generează neurotici, duce la întrebarea și căutarea, în orice caz de nevroză, a cauzelor probabile. Cauzele probabile nu sunt numai astea, saltul ăsta, păi cine, sistemul, ponta, nu știu ce, nu știu ce. Astea sunt foarte sus și foarte generale. Priviți foarte atent la structura apropiată. Întrebarea la românii aduce banii? Asta e prima dreapă. O să vedeți tâmpenii moderne acum. Adică ea e cu banii ei și el cu banii lui. Datoriile sunt comune, da. O casă, dacă e casă, e unitară și ca buget și ca tot. Și ca income și ca outcome. Nu poate fi așa că banii tăi, banii mei, banii... Asta e o sursă totală de conflict. După ce dăm bani, avem sau nu înțelegere caracterială asupra acestui fapt? Dacă îi mai trage o bătaie că are 20 de perechi de pantofi pe care nu îi poartă, nu? Și vrea ăștia roșii, a la madame că a văzut, acum nu știu ce, simt că e conflict. De la caz la caz vorbesc în privință. Dar e o sursă, după ce se câștigă o sumă, ai scăpat de categoria aptitudine, bani, psihoză, ai scăpat de asta. Dar acum urci la categoria asta, cum îi consumăm, pe ce și pe ce îi dăm. Intră tot la noi. Pentru că e sursa de conflict cu care eu încerc să-ți rezolv nevroza. Concluzia deci este că 1. Descompunerea psihopatică are forme noi. Că psihoterapia în domeniul ăsta nu trebuie să meargă pe vechea formulă. E psihopat, n-am ce să-i fac. Nu vezi că e psihopat? Eu auzeam asta foarte frecvent pe clinică. Păi ce să-i fac, domnule? Ce vrei să-i fac dacă e psihopat? Nu.
Aici trebuie să-i cunosc schema axiologică și să aleg aspectele, alternativele valoroase, pozitive. Dacă vrea să meargă cu tine. Bineînțeles că dacă e psihotic, nu vrea. Nu vrea. Amână. Eu am oameni cu studii, cu alte lucruri. Iar ți-odată un servici câștigă și tu ce? Păi sigur, bineînțeles, domnul. Bineînțeles că trebuie să-mi iau, să facă. Anii trec și nici vorba. Și este o psihotică. Altceva nu are. Decât că reflectăm cum o să-mi iau eu un servici. Și dacă acolo la servici nu o să fac față, și dacă o să obosesc și mă dă înapoi și mă îmbolnăvește. Și iată că cu ideile astea nu mai face servici de ani de zile. Are academia, are tot ce trebuie. Este o formă nouă. Este o formă nouă și mascată de psihoză. Și, dom'le, ultimul termen pe care l-am spus, dacă până la anul nu rezolve asta, să știi că nu ne mai vedem. Nu ne vedem de pomană. Iată, deci, cu ce concluzie puteți pleca? Adică cuplu. Cuplu care ne interesează pe noi este cuplu psihopato-nevrotic. La nevrotici, deci, căutăm psihopatul. Deci etiopatogenia este acolo ne ducem. Și inversul e valabil. Atunci cum să facem? Cum vă sfătui eu? Când se vorbește de a treia persoană, spui, ar fi foarte bine să vii și cu persoana a treia. Păi ea nu-i bolnavă, păi ea nu... Nu, dar aș vrea să stau de vorbă și cu dumneavoastră. Stai de vorbă și vrei să descifrezi această dinamică, acest conflict. Deci este un conflict foarte intim, este diminuat. El, dacă este manifest, sigur, e despărțire, e medico-legal, e certificat, e nu ce. Nu ăștia ajung la... Ăștia pur și simplu se separă. Dar sunt 20-30 de asemenea violențe în fiecare zi la medico-legal. E. Al doilea punct este că aceste etiopatii, aceste imaturități, favorizează plăcerile infantiloide. Adică primo jocurile. Jocurile. După ce tu te-ai jucat cu ea, te-ai jucat vreo cât e și ea nemaipomenită drăguță. Că după ce trece faza asta, te joci cu jocul. Ajungi la maximum la ăsta de la Casa de Comerț, care juca 1 milion pe noapte. Avea un barem. Îți dai seama, 1 milion de euro pe noapte? Fantastic. Deci sunt plăcerile astea
tot exemplul ăsta, că vă vorbesc de realitate acum, din faptele lui ăsta. Când o cucerea pe una, până a doua zi dădea și un Mercedes. Ceva fantastic. Ce se poate adăuga? De ce adăugăm? Ce adăugăm? Că tot umblați cu laleaua pe aici. Ce e asta față de un Mercedes? Nu vă dați seama. E bineînțeles că se înfundă, până să se înfunde, ajungem la tipul ăsta de poveste. Deci sunt plăcerile infantiloide. Mai departe, cu cât sunt mai adolescenți și mai astea, le place tipurile să scape de tutela părinților, a învățătorului, a guvernului, a toate tutelele. Suntem free. Scrim pe aici, free, pe fese, peste tot. Sunt free, ăștia sunt. Da? Și free de ce? Ca să-ți ia banii și să ia marihuana sau nu știu ce. Deci uitați-vă la secția asta de adolescenți, vai de capilor nenorociți, că arată cu mult mai rău decât vă puteți închipui. Și cu cât ați cunoscut și cunoașteți alcoolici. Pentru că tipul de infantilism de la toxico este mult mai mare. Vreau plăcere. Părinții toți cred că dacă îți dau o ciorbă, brânză, ridichi, nu știu ce, te-a rezolvat. Asta stai că el vrea super. Nu știe mami ce plăcere vreau eu. Asta e. E, dacă peste această fiopatie mai cade și o genă de Madame Șervănescu, că vrei tu nu ce să vrei? Să vrei nu știu ce parte din ălălaltul. Pentru că dacă le iei cu totul, din totul ca persoană, așa, e căsătorie la satul popular. Dacă iei numai bucăți din el, începe perversiune și dependență. Deci cele mai frecvente sunt astea posterioare. Dependențele posterioare. Deci cele anterioare s-au demodat. O nenorocire, unii din cele mai mari suferințe, bătăi și dramatisme acum, la noi nu le mai vezi la George Sand și la noi, ci ăștia care au fost părăsiți. Când îi văd pe cabinet cu am fost părăsit, eu să găsești pe altul. La urma urmii, toate anatomiile astea sunt la fel, ce dracu. Dar dacă nu mai găsesc, aici este, deci, vedeți, e psihopatia simplă a devenit banală. Și vin aceste infantilisme, cum vă spuneam, jocurile, toxicele și posterior. Și toate astea, vedeți că nu sunt schizofrenie, nu sunt... Noi de-aia nu putem să ne ocupăm de ce trebuie, de adevărat nenorociți, involuție și atâta suferință involuntară, pentru că vin în primul plan ăștia, că le-a fugit ăsta. Ăsta. Le-a fugit ținta. Capitolul caracter și psihopatii e cu mult mai vast decât schema de psihopatii care v-am învățat și eu și v-am dat-o și vouă. E cu mult mai vast. Și adăugată tipul pseudo, tipul mascat și
adăugat încă mecanismele de deformare, care nu sunt psihoză, de simulare, de simulare. În totalitate, bineînțeles că nici eu nu le știu. Sunt motivul pentru care tot timpul vom lua plasă unii cu alții. Ne vom înșela. O spune, vei, dar eu am stat de vorbă, mi-a făcut o impresie bună, nu are aia așa, el alta. E bine orientat, are un caracter frumos, nu știu ce, nu știu ce. Dar îți dai seama într-o săptămână, două, că de fapt mințea, exagera, deforma, simula, opa, asta merge atât de departe încât dacă mai îmi simulezi tu și că mă iubești, îți dai seama ce mai nenorocit. Înțelegi? Pentru că tu pleci pe pista asta, îți lași familia asta, cu ei baia, că nu știu ce, și când colo aia e simulare. Este de groază. Capitolul încă nu-l cunosc foarte bine. Îmi dau seama însă că intră în sfera noastră de cercetare. Adică acestor deformări caracteriale. Așa că avem foarte multe de făcut, chiar dacă putem concilia cu puțin adevăr pe el din fața mea. Tu nu trebuie să te iei după ce spun eu. Dar impresia mea este asta. Contează foarte mult. În orice caz, și cu asta eu îmi închei subiectul, azi, este vorba de cuplu cât se dăruiește unul celuilalt. Cuplul în mod natural, am spus, se poate dărui, să zicem, copilor. E natural. Da? Însă se mai pune problema în timp a uzurii acestei relații și cât se dăruiește într-adevăr unul celuilalt. Asta se vede la boală, la moarte, la lucrurile grave. Să zicem, să luăm schema din poziția copilului, ai făcut un accident. Nu? Și ea se leagă la cap, o doare capul, lasă-mă în pace, nu mă interesează acum că eu sunt bolnavă, că eu știi. Însă tu aștept de la ea ultimul sprijin, ultima consolare, pentru că te vei găsi într-o perioadă îngrozitoare. Sau vii de la doctor, spune că e o leziune, nu e gravă, nu, se mai poate trăi. 3-6 luni, așa. Și cum recepționează celălalt? Dacă într-adevăr a fost vorba de o legătură, nu? Dacă altul doare undeva, vă dați seama că nu este atunci o legătură așa cum trebuie să fie. Deci asta este ultimul document și faptă prin care ne dovedim noi sentimente. Asta e. Deci ne trebuie o catastrofă, cum spunea Jaspers, ca să ne trezim. E, asta o știu foarte bine și toți preoții și tot. Zice, păi vezi, a ajuns la Dumnezeu, păi a trebuit să-L bată Dumnezeu ca să ajungă. Până acum nu vedea biserica. Nu? Deci, acum când simte că e cu un picior în groapă, hop la biserică. Deci, domnilor, ca să fiu și eu mai conformist, să zic așa. De fapt, sunt conformist.
ele, până la urmă, trecem peste toate. Putem înghiți orice psihopatie și orice, dacă celălalt ne ia așa. Putem scuza orice. Când nu ținem la el, îi vedem toate defectele. Că am făcut riduri. De ce ai făcut riduri? Dar până acum de ce nu le-ai observat cu ridurile alea și toate? Pentru că țineai. E dacă are tulburări, tulburări o să avem cu toții. Mici tulburări de memorie, că eu azi dimineață umblam după paraf, unde am pus paraf, ați dai seama ce? Adică exact treapta identității mi-am pierdut treapta. De astea avem, însă trebuie să stăm în zona asta de toleranță. Dacă mi-ești dușman, intertudoși de ăștia, începe să... Păi de mentă la aia. Și-a pierdut și parafa de părere. Aceeași faptă, dar interpretarea este prin această treabă de Sfântul Pavel. Ăsta a fost deșteptul Pământului. Să ne atragă atenția asupra acestui cuvânt. Chiar super psiholog, super psiholog. Deci trecem peste. Le rădăm pe toate, le facem pe toate. De ce? Pentru că nu punem în primul plan venind cu inventarul ăsta de defect. Uitați-vă și voi la psihologie ce vă învață. Sute de teste, îi văd la facultate. Că aia așa, că 20%, că 30%. Și ce e asta? Ce e asta? Noi trebuie să trecem peste asta și să ajutăm. Vedeți? Nu să facem din asta nu știu ce. Îți spui, băi, dar tu m-ai uitat asta? Dar în 3 luni nici de ment? Poți să spui așa ceva. Nu m-a agravat lucrurile. Ăștia care vin deteriorați, nu știu ce, dumneata vrei să te refaci, dă-mi dovada asta că vrei să te refaci, să facem exerciții. Să vedem, dumneata, te apuci să scrii ce... O să vezi că românul e foarte rezistent la treburile. Nu vrea. Zice, ce își bate joc de mine? M-am pus să scriu, eu mă duc la el cu boală și el mă pune că 2+2 și nu știu ce. Dar asta implică, bineînțeles, mecanisme de conservare a persoanei. Așa că, contând pe acest aport, domn profesor, vrei să spui ceva? Este, cum să spun eu, simplă teorie, teorie de la realități, dar am zis că se pregătesc și eu în perspectiva întâlnirii cu dumneavoastră și cu această existență. Și să nu uităm și cu întâlnirea de predeal, că ați auzit că vine profesorul Leng. Am auzit ceva. Dar când este precis? Păi în mai. În mai este, cred că, în a doua... 15 mai? 16 mai. Da, a doua săptămână din mai. Primim și noi acest la... 16 mai. 16 mai. Și va fi de 2 zile, probabil. Da, da. De 3 chiar. 3 zile. Ah, 3. Vineri, sâmbătă, vineri. Venim și noi, dacă așa-mi țin mine. Da. Deci, eu nu pot să spun nesedus sau... tentat să răspund întrebării temei care ați propus-o dumneavoastră, ego-ul. Eu n-am auzit astăzi, poate că ați spus ceva despre ego înainte, dar ați spus persoana umană și alte lucruri, inclusiv perfecție. Pe scurt, am zis eu aici, eul sau ego reprezintă conștiința de sine, adică nucleul sistemul de personalități, în alcătuirea căruia intră cunoștințele și
imaginea despre sine, precum și atitudinile, fie conștiente, fie inconștiente, față de cele mai importante interese și valori există suprapune. În psihologie, prin ego, se înțelege acea substructură a personalității care asigură echilibrul între tendințele profunde generate de funcționarea biologică a organismului, pe de o parte, și normele primite prin educație ca și realitatea obiectivă, pe de altă parte. Eu îl înțeles ca ansamblul însușirilor personalității este alcătuit din următoarele câteva ansambluri. Eul fizic sau biologic ce are în vedere atitudinile corporale care se identifică cu schema corporală. Al doilea, eul spiritual.